În ședința extraordinară a Consiliului Local de Vad, desfășurată zilele trecute, trei din cele 22 de proiecte de hotărâre incluse pe ordinea de zi făceau referire la creșele din reședința de județ. Astfel, consilierii locali au votat două proiecte legate de reabilitarea creșei din cartierul Gojdu, care va începe anul viitor, și unul cu privire la construirea unei noi astfel de unități pe dealul Paiului, mai exact pe un teren care urmează a fi predat constructorului. S-au votat astăzi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru creșa de pe Alea Viitorului și, de asemenea, aprobarea celei de finanțare pe ultimul buget care a rezultat în urma calculelor tehnice făcute. Pentru cel de-al doilea obiectiv de investiții, creșa de pe dealul Paiului, s-a votat astăzi predarea amplasamentului către Compania Națională de Investiții pentru realizarea investiției. Problema rămâne însă cea legată de cei peste 80 de micuți de la creșa din Gojdu, care, odată cu intrarea în reabilitare a imobilului, nu vor mai avea spații pentru activități. Și asta deoarece, așa cum am mai anunțat în jurnalele noastre anterioare, contractul privind realizarea unei creșe la fosta brutărie Neamț a fost reziliat la cererea deținătorului spațiului. În atare situație trebuie găsită o soluție cât mai rapidă, iar pentru aceasta este nevoie de conlucrarea între reprezentanții primăriei municipiului Deva și consilierii locali din reședința de județ. O parte dintre consilierii locali s-au opus proiectului de la Brutăria Neamț, fără a veni cu alte soluții viabile, iar prin influențarea unei părți a opiniei publice s-a ajuns la rezilierea contractului. Deci planul B este ca împreună cu dumneavoastră să găsim o altă soluție viabilă pentru ca cei peste 80 de copii care, din păcate, odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a creștei din Deva, nu vor mai putea participa, să-i putem reloca. Deci, împreună trebuie să găsim o soluție. Responsabilitatea nu este doar a mea, este și a mea și a colegilor din executiv, dar în egală măsură și a dumneavoastră, a consilierilor locali. Este de așteptat ca o decizie să fie luată la următoarea ședință a Consiliului Local din municipiul Deva, care va avea loc în zilele următoare.